Asta pleacă deja, cât e ceasul? Promotorul e la 5:30. Da? Da, mai durează. Da, e, dacă trebuie să ne întoarcem la poza aia, să ieșim și noi un sfert de oră mai devreme. Păi venim mai încolo, nu? N-are sens să luăm, bem un cafea acum. Băgăm aici? La soare aici, da? Da, tocmai ce a plecat, mai vine peste o oră. Dar ne oferă nouă șansa să mai să bem o cafeluță aici, o a treia cafea. Mă rog, de fapt este prima cafea, pentru că n-am mai avut suficientă cafea să umplu ăla de tot la mucapot. Și mi-a plăcut și n-a ieșit chiar așa, a ieșit nașpa. Ana a băut-o, dar eu nu vreau o cafea ca lumea. Dar se vede clar diferența astăzi, nu? Și în imagine, și în starea noastră. E altceva, e altceva. E cu totul altceva. El era așa super pustie treaba pe aici. Acum au și oamenii la un suc, la o bere. Eu aș fi vrut să plec, dar mă bucur că... Ce, ieri? Da, mă bucur că ai zis da, mai bine. Da, era nașpa, zic, a, dacă și așa e și mâine, dar am uitat pe prognoză, 25 de grade, bă, perfect. Ne-am luat și noi o cafea. Da. Asta e că am filmat doar pentru Instagram. Păi da. Da. Deci după cum am zis mai devreme sau nu v-am zis, noi am ieșit la o cafea pe malul râului Ebre aici. Ne-am luat eu cerveza, o bere și Ana un suc de portocal. Păi da, asta e pe post de cafea. Asta da. Da, asta, asta da. La mine e. Și la mine, să știi. Să știți că eu mă simt foarte, foarte bine când beau o berică așa pe timpul zilei. Îmi dă o stare de bine așa da, după aia. Da, o berică rece. O berică rece și să fie și așa, afară, adică să nu să fie ca ieri, afară. S-a întors bărbuța, cu asta mergem. Trebuie să plecem vreun sfert de oră. Și văd că le face poză când se urcă pe barcă și le printează pe niște farfurii acolo. Și după aia, dacă vrei, le cumperi. Asta întotdeauna mi s-a părut o mega, mega risipă. Da, îmi imaginez că pot cumva să refolosească farfuriile alea. Asta vă înțelegeți, cum... Ce faci după aia acolo? O refolosește pe alea, cumva. Printează altă poză pe ea. Hai să mergem, să o plătim. Mergem, da. Mai avem cash? Mai avem un pic de cash, da. Hola. Se poate dos? Para ora? Previsto una salida a las 5 y media si tenemos un mínimo de 10 personas. Ok. Așteptăm, să vedem. 5:20, 5:25 y tengo un grupito de 10, saldremos a las 5 y media. Ahora es... La salida sí, sí, sí. De las 5 y media con un mínimo de 10. Y la... 4 y media no tenía que hacer 10 personas. 4 y media son salidas seguras. Sí. Ah, ok. Se pasan por aquí a las 5 y 20 y 25 veremos si hay un grupito de 10. Ok, vale. Vale. Gracias. Mai așteptăm 10 minute. Da. Vedem dacă se strânge lumea. Stăm pe aici. Sí? Vale. Necesitamos 7 mase. Deci plecările de la 11:30, 12:30, 3:30 și 4:30 sunt sigure. Chiar dacă ești tu. Scria doar în paranteză la alea. Trebuie să ne uităm pe poza aia în pana mea. Au lichior de aros? Mamă, da. Ce mișto! Vrei să luăm? Da, uite, uite. Da, luăm, da. Luăm, da. Am băut la restaurant la Ciampu și e foarte bun. E o păsără. E super simplu, așa făcut în paint. Uite ăsta, delta de lebre, uite. Mamă, și ăsta e mai mamă lui. De ce? Că arată șmecher decât flamingo. Arată, se arată delta. Hai să luăm și noi mandarină. Ești pe bibanez? Nu, dar uite ce drăguț e. Lo flamenco. Și considerentul că e drăguț? Da. Mandarina. Si. Dos, dos. Ah, estamos haciendo grupo. Nos pasan dos. Venga, va, venga, va. Două persoane mai trebuie, da. O quieren hacer así? Sí. Sí. Sería en vez de 20, pues serían 25. Con pareja. Vale. Buenas tardes. Buenas. ¿Quieren hacer el recorrido con el barco? A hora y media, si dicen que sí, porque estamos esperando dos personas. 45 minutitos la desembocadura. 45 minutos. Sí, salimos a hora y media, si deciden.
¿Dentro de hora y media? Ahora, a la hora, y media. Y media, me quedo dentro de hora y media. Digo, madre mía, eso no me va a ver muy tarde. ¿Qué precio tiene? 10 euros por persona. ¿Lo quieres hacer? Sí. Perfecto. La pizza. Estábamos controlando por la hora de vuelta. Gracias. Dos, sí. Sí, sí, vamos al aire libre. Gracias. Vamos al aire libre. Vete a una poca, haide. Haide. Hola. Hola. Gracias. Peruk. Un chimiquest. Mergem sus, da? Da. Hai, sus. Sus. Aqui, aqui, aqui. Așa. Ce drăguț aici. Am avut ceva emoții. E că ne-am stres la limită. Nu sunt ce mai tine, nu știu ce căutăm aici. Nici noi în Delta. Ca bătrânii. Păi, dar noi... Nu sunt aceeași vârstă cu oamenii ăștia. Ce? Da. Părem așa mai tine, dar nu e cazul. Ai, că acum mi s-a făcut și foame. Da. Va fi numai bine. Numai bine. O, se mișcă apa în așa fel încât că mi se pare că ne mișcăm, dar nu ne mișcăm de fapt. Ideea e că mergeam oricum pentru că ne strânsesem 8. Da. Și băiatul a zis exact ce ne gândeam și noi. Și am făcut repede calculul. Da, și am zis hai să plătim biletele aia, două să le împărțim la toți. Și băiatul a zis la fel. Vă dau o idee, dacă vreți puteți să plătiți câte 25 de euro de pereche și mergeți. Și a fost toată lumea de acord, adică chiar dacă nu mai veneau ăștia doi care au venit în ultima fază. Da, a zis o doamnă. Plecam oricum. Doar am venit degeaba până aici? Da, hai să băgăm. Deja de o zi, asta acum, a doua zi. 20 de euro, 25 de euro. Tot aia. Uite, vine altul. Uite, ăsta e plin. Băi, ești nebun. E tripi rău senzația. Că am impresia că ne mișcăm. Dar nu ne mișcăm, de fapt. Gata? Hai că ne așteptăm. Ce te duci mai încolo? Unde mai încolo? N-am loc. Vino. Am plecat, gata. Și acum o să mergem încolo. Pentru că încolo se varsă râul în mare. Mamă, ce mișto se vede aici. Nu se vede pe camera, se vede super mișto. A, e super drăguț. Da. Somos Tuente a Bordo, donde esta embarcación dispone de todos los dispositivos de emergencia y seguridad en caso que surgiese algún imprevisto, se comunicaremos por megafonía. Muchas gracias y disfrutad del viaje. Faza e că știți că am băut lichiorul ăla de orez și ideea e că de aici sunt foarte multe câmpuri de orez, dar nici nu știu cum arată și nici nu le văd, dar poate reușim să le vedem. Băiatul ăsta zice de câmpuri de orez, da. Aici am mers aseară până aici, în capăt. Aici este portul din Delta. E foarte mic. E mic, da, normal. Eu uite ce văd eu aici. Autorulote. Deci se poate ajunge aici undeva. Eu aș vrea să ajung acolo. Este un mirador de asta. Și acolo undeva este ieșirea în mare, iar asta aici în dreapta este insula Buda. De aici începe insula Buda. Sunt riades, care au învățat mulți de ciment și mulți de troncs. Și asta aici? Până la desembocadura principal, care era Yevan. O parte care s-a inundat de la ploile din ultimele săptămâni. Da. Dar cred că ce a inundat ploaia e aici. Ce vreau eu să văd? Cum arată de sus Bobiță. Da, încercăm. De ce culoare are mare față de râu? Mișto e insula asta care are și plajă, și la râu, și la... Nu știu cum ajunge aici, trebuie să ții bărcuța ta, nu știu. Bueno, ahora es muy difícil la navegación para embarcaciones como esta, ¿vale?
aici întoarcem, dacă vedeți voi, exact acolo, unde se văd valurile. Acolo se varsă râul în mare. Faza e că el întoarce aici pentru că este prea mare barca. A zis că apa aici are între 1 și 2 metri și atunci s-ar bloca și nu poate să meargă. Eu așa aș fi vrut poate să ieșim un pic și în mare și să ne întoarcem un pic așa. Dar se vede suficient de bine și de aici. Foarte interesant treaba asta. Și o chestie pe care nu v-am zis-o. Ebre este al doilea cel mai mare râu care se varsă în Mediterană după Nil, ceea ce este super interesant și este cel mai lung râu din Spania. Da. Deci e un râu super important, străbate foarte multă Spanie. Este Ebro în română, Ebro în spaniolă și Ebre în engleză. Dacă îl căutați în orice fel, o să-l găsiți. Da. E super interesant și super frumos aici. Delta nu arată cum arată Delta Dunării, este cu totul altceva. Pentru că evident că nu este la fel de mare cum e Dunărea. Așa arată câmpurile de orez. Le-am filmat și aseară în vlog. Nu arată a nimic, pentru că nu e ieșit nimic. Deci de-aia nu mi-am dat seama că sunt câmpuri de orez. Așa arată. E bine? Prins. Și o poză. Ești fotograful de serviciu peste tot. Da. Oriunde mergem. Un băiat înalt să facă și nouă boză. Și cam asta a fost plimbarea. A durat undeva puțin sub 50 de minute. Dar a fost foarte drăguț și vremea excelent. Și mă bucur că am reușit. Da. Se bate apa. Pe tine te bate apa. Și acum mergem să luăm autorulota și încercăm să ajungem acolo unde se varsă râul în mare. Să încercăm să ajungem cel puțin la miradorul ăla. Eu am văzut mașini pe acolo și am văzut și autorulote, deci clar cumva se poate ajunge. Deci cred că fix pe drumul ăsta, pe lângă mare, așa, da. Pe lângă râu, pardon. Vede? Chiasez, băcel! Arată asta cu flamingo, uite-l ce drăguț e, mă, îl țin așa să nu-l beau. Da. Ce drăguț, cu flamingo. Ia să vedem ce zice baterii. 100%. Pune-ți. Cel mai urât magnet. Ba, nu. Ales de Ana. Sau. Și cat asta așa, ce drăguț e. 15% are alcool, asta de orez. Aros? Puteam să campăm și aici, aseară. Era super. Da, scrie super că lejer. E interzis. Tesla. Scrie că e interzis, dar acum, na. Asta ce este, o mini plăjuță? Da, ce drăguță e, vezi? Mini plăjuță la râu. La râu. Hai, bănică, să facem apa aia în râu. Nu. Să te cureți. Nu vrea bănică. Hai. Aici este pista de biciclete. Și un trotuaraș mic. Aici este un prim turn în care poți să te urci, care e mai micuț. Dacă ai bicicletă, poți să te duci până în capăt. Mașina nu. Noroce.
mergem la celălalt, că e mult mai mare, are 14 metri înălțime celălalt. Miradorul ăsta mare. Mirador înseamnă un punct de observare. Exact, un punct de un punct mai înalt din care să vezi chestii. Punct de observație. Care poate să însemne o construcție așa, sau cum am fost în Barcelona, cum era Mirador de Lorta. Era un deal. Care era un deal, pur și simplu, un loc așa să vezi, să observi. Să observi chestii. Să miradori. Bienvinguți al Delta del Lebre. Bienvinguți. N-auzi că seamănă cu româna? Seamănă, seamănă cu... Păi și cum facem? Venim și cu cățelul sus? Nu știu. Ai fi de-astea de biciclete, cu de lemn. Ce face copiii? Stai că e multă lume, uite. Ce face copiii? Unde au obosit cățelul? Ce au obosit cățelul? Au obosit cățelul. Foarte frumos se vede de aici. Și îmi place super mult cum se vede linia aia unde se varsă râul mare. De înfărmător. Eu am și drona cu mine, doar că bate vântul cam tare pentru dronă. Și mie să nu fac mai mult rău decât bine. Cum ce viteză bagă băiatul ăsta? Cu tine mi se face? Da. Și e foarte drăguță construcția asta pe aici. Te vezi și malul așa. Trebuie neapărat să ne luăm o dronă mai puternică și care să aibă range mai mare ca și comunicare cu controllerul. E, spanac, trebuie să ne luăm multe. Ne trebuie și o cameră Insta 360. Nu, o cameră 360, că o cameră Insta 360 avem. Oricum, dacă sunteți în zonă, merită. De da, merită, da, e foarte frumos aici. La 200 km de Barcelona, cam așa. Hai să zicem cam așa, da. La 40 de km de Tortosa, unde am fost zile trecute. Și la 400 de Zaragoza. Faci un pic de liniște să filmăm și noi? Gata, asta a fost cu Delta. Ne îndreptăm către Benicarló. Am aflat de un loc mișto acolo pe plajă. Sperăm că va fi disponibil. De la niște viitori colegi de autorulotist, de rulotist. Da, toți colegi. Rulotism. Mergem să vedem. Înțeles că e o parcare fix pe plajă, unde putem sta, unde e gratis, unde e super drăguț. Acum singura chestie să nu fie plină. O, ce suflă, bănică! L-am obosit de toți banii. Da. O, ce suflă, bănică! Măi, nu mai suflă, bănică! Pe liniște, măi, pe liniște, măi, pe liniște. Ce mișto e pista asta de biciclete? Da, super drăguță. Și ai aici o protecție, vezi, gărdulețul. Bine, intrăm noi cu 3 tone jumate peste gărduțul ăsta de lemn. Nu? Da, da, așa, da, ca, așa, da. Ca mental, știi, da, te gândești, da. ai ceva protecție. Exact, și stâlpești. Aici e cartierul ăla drăguț. Dacă vreți să vedeți case din cartierul ăsta drăguț, am pus în vlogul de ieri. Ne-am oprit un pic pe marginea drumului, să vedem cât de frumos e aici. Uite ce drăguț l-a pus așa. Ia uite. Aaaa, ce tare! Mamă, frate! Auleu! Stai departe de margine. Ce pana mea, stai departe de margine. De aici. Ia uite aici ce valuri. Și hai să vă arăt o căsuță mișto. Aici pe stâncă, ia uite ce drăguț arată. Vine închiriat, e o piscinuță mică, un jacuzzi, ce e asta? Uite ce drăguț. A, nu știu, așa, o chestie ornamentală. Și e exact aici, pe stâncă, ia uite.
ce tare. Și am ajuns la destinația finală de azi. Ia uite ce frumos am parcat aici, sunt o grămadă de autorlot aici. Nu e interzis, nu e nimic. Și suntem fix pe plajă, mă rog, nu chiar, dar plaja începe fix din fața autorlotelor. Cum e? Merge? Seamănă cu plaja din Antib, de pe coasta de Azur. Da. Păi nu vezi, e frumos. Da, să zicem. Da, are culoare mai drăguță. Ai putea să zici că uite. Că acolo e Nis. Ăla e Nis. Câte sunt aici? O grămadă. Cine e acolo? Auzi pietrele cum le ia? Da. Facem o baie? Facem o baie? Hai să facem o baie. Ia uite cât sunt aici. Sunt, da? Mulți colegi, da. Mergem să încercăm să găsim un restaurant. A găsit Ana la vreo 500 de metri de aici și mergem să vedem dacă mai e deschis. Dacă nu, ne întoarcem în autorlotă și încingem airfryer. Ce să facem? Avem 100% baterie. Da. Antenele parabolice să prindă TVR-ul. Prindă TVR-ul cultural. Franța. Asta ce? Ăștia prind Franța de aici? Era absolut gol, gol față de altele care mai erau măcar un om, doi. Așa că mergem mai departe. I-am mai luat noi țeapă cu TripAdvisor și în loc să mergem la unde era lumea multă și mâncare bună, am mers la TripAdvisor și n-a fost cine știe ce. Malta. Malta, da. Mă, dar e fantomul de la așa. Da. A fost ciudat rău acum. Am ajuns aici la, cum se cheamă, la fabrică. Așa? Și zic o la se poate da chiar, adică la masă, dacă e ok, că era o singură masă liberă, a zis da, da, sigur, nu știu. În spaniolă. Da, în spaniolă, toate în spaniolă. Și ce-ți vrea de băut? Și zic, dați-mi o bere la halbă, Ana, mi-aduc un meniu. Toate în spaniolă până acum. Și cumva, nu știu, ezitat așa să aducă meniu sau nu înțelegeam de ce. Te-am întrebat o dată. Și pentru noastră, ce să fie de băut? Și tu ai zis, nu știu. Și după aia face, în meniu avem doar mâncarea, băutura nu, în română. ce simplu, perfect. A fost așa foarte cringe, că o româncă care știe spaniolă bine a fost nevoită să-mi asculte mie, spaniola mea, nașpa. Super bine. Patatas cu cheddar și cu bacon. Nebunie. Te-ai vrut patatas bravas de aia simple. Da. Uite aici cu bacon frumos și cu cheddar. Și Ana, după cum v-am spus, că e fiartă pe calamari. Nu mă dau în vânt după ăștia, dar în lipsă de altceva. Că sunt ele așa și nu-i calamar întreg prăjit. Da, și vreau la grătar, nu prăjit, atenție. Ce se întâmplă? Nu pot să... Uite așa se face. Și cu mânuța așa. Că nu e pui. E bun. E bun, bun. Nu e și mie foarte. Și burgerul ăsta, ăsta este un burger surpriză. Gata, am mâncat de toți banii. Da, 27 de euro a fost. Nu am mâncat așa mult. O bere, o cola, calamari, patatas cu cheddar și bacon și burgerul cu cartofi prăjiți, ceea ce a fost interesant. S-a mai animat, mai zi? Că nu știu, prea de vreme, cred. Da, mă. Da, uite, nu vezi, păi, vezi că s-a da, mai animat? Da, știu, pe asta zic, noi ieșim ca bătrânii. Ca bătrânii însemnând că acum e 10 jumate, ceva genul ăsta? Da, 10 jumate. Bine, noi am ieșit pe la 9 jumate, să zicem. Și era pustiu. Acum văd că e multă lume peste tot. Trebuie să ne obișnuim să nu mai ieșim ca bătrânii dacă vrem Spania. Dacă ne place Spania, trebuie să ieșim noi ca tineri. Bătrânii Italia, ai văzut? Italia dacă ești bătrână. La italieni cu bătrânii. Zicem chestia asta pentru că am observat că Italia are o populație destul de îmbătrânită. Am văzut foarte mulți bătrâni și mult prea puțin tineri. Eu nu știu cum arată un italian tânăr sau o italiancă tânără. Dar spaniolii mai spun, bine că am înțeles că arată bine italienii tineri. Da. Așa zice lumea, nu știu. Și acum zici? Cam atât. Ne vedem la autorlot. Și acum că am ajuns acasă, încercăm și noi un cipito mic. Și mă. Vin cu sus aici. Vini, băgăm un cipito. Însă cum i-a zis, mă? Nu mai știu. Un ciupito mic, de ăsta, lichior de arof, sau mandarină.
Ce-i mâine, bunule? Lichior de aros și lichior de mandarina. Uite cum face! Uite cum face! Ciu, tu nu vezi cât ești domnic? Tu nu vezi, mă, cât ești domnic? Hai, cipito, pune mâna astea mari. Hai, bagă niște mandarina, să te vedem întâi. Mamă, încă te tare arată sticla. Ce drăguț e. Hai, dă-mi coace. Cu flamenco. 10 euro a fost flamenca. Ăsta. Nu vă uitați la mizeria din pat. Mizerie de zon. O să strângem. Da, punem puțin așa, da? Da, 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 un cilinchito mic așa, nu ne îmbătăm. Păi nu. De ce? Să gustăm dintr-un singur? Da. Ok, bine. Ha. Să gustăm mandarină întâi. Mamă, cum miroase. Mamă, ce bun e asta. Noroc. Noroc. E ca ăla de seară? Dar mai mult avut ăla de seară. Da? Ăla era făcut în casă? Casero. E bun, e bun. Ia, trebuie să mă știu. Gustă mandarină. O să mai tare un pic. Deși da. Au același grad de da, alcool. Nu se simte alcoolul ăsta. Așa e, nu prea se simte alcoolul ăsta, dar e bun. E bun. Ok, e bun, da. Merge, adică nu e, n-am greșit nici cu unul și cu altul. Da. Îmi place și sticla asta cu mandarine, dar și asta îmi place, că e cool așa. Și cu dopul ăsta. Wow. Da, noi ne dezbrăcăm și ne punem pe băut. De hainele de afară, zic. Cam atât, ne vedem. Ne băgăm la semi-instanțe. De-abia așteptăm să terminăm serialul. Pa, ne vedem mâine. Pa. Bye.